Sunt convins cu adevărat că sunteți o adunare care doriți cu orice preț să ajungeți în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și mulțumesc Tatălui Slujitor, se străduiește din plin să împlinească Romani capitolul 12 și toți împreună să fim binecuvântați de Domnul. Amin. Ne mai îngăduiți o cântare sau două? Amin. S-au deschis multe oportunități, dar și aici cred că aveți și mai multe. Știți ce ne învață cântarea aceasta? Anii noștri trec ca nori de voltă, o suflare de voltă.
Și Domnul vrea să ne învețe prin această inspirație a poetului să nu ne legăm inima de nimic. Frați și surori, când am auzit prima dată cântarea asta, am zis, eu n-am s-o cânt. Cum de nimic? Dar nici de copii? Dar măcar nici de nevastă să nu le... N-am s-o cânt niciodată. Și am meditat profund. Și Domnul mi-a spus, fii mai atent. Fii mai atent. De toate te desparți. De copii, de soții, de toate lucrurile, de casa care iubești, de mașina care iubești. Te desparți, ele sunt bune aici, dar pentru scurt timp, frați și surori. Veșnicia însă o vom trăi cu El. Merită să ne legăm inima de El mai mult ca orice? Domnul să ne ajute. Anii trec ca norii pierii cărunțeți, vremurile-s altfel, totul e schimbare. Zilnic se preface tot ce pământesc, numai adevărul este același soare. Numai Yeah.